Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod din Mapele Abonaților. Înainte să începem clipul și să jucăm o mapă extraordinară, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați pe butonul de like. Hai să vedem și la acest clip dacă putem strânge peste 300-400 de like-uri, aș fi foarte fericit. Și da, știu că putem acest lucru și că nu este deloc imposibil, deci tu, cel care te uiți la acest clip, dacă ești un abonat adevărat, nu uita să apeși pe butonul de like și bineînțeles pe subscribe dacă încă nu ai făcut-o. Am primit o mapă de la Sebi și pare chiar foarte interesantă încă din start. Hai să începem info. Salut Geo, eu sunt Sebiro și ți-am făcut o mapă. Reguli, fără GM1 nu sparge blocuri, PS, totul este automat. Multă baftă, bă, deci până deci din start este o mapă super faină. Și pentru tipul ăsta care s-a chinuit, dacă cel puțin așa pare la început, hai să strângem multe like-uri, deci doar pentru munca pe care el a depus-o. Și altceva nu mai avem, hai să-i dăm drumul, start. Ce asta? Holy shit! Stare importantă, render distance 9, pot apărea bug-uri. Ok, deci ne punem pe render distance 9. Și avem aici level 1, don't take damage. În acest nivel ai o singură inimă și nu trebuie să-ți iei damage. Păi să dacă dai jos chest plate-ul, se consideră că ai trișat. Stai ce? Dacă-ți dai jos chest plate-ul, se consideră că ai trișat. Păi? Ăsta îmi dă... Ok. Deci, bă, ăsta e un nivel super tare aparent. Eu am o inimă. Mai am jumătate de inimă acum. M-am dus pe Dirk. O, oh, locul bulan am avut aici. Am murit. Mamă, dar sunt bun, rău, n-am ce zice. Bă, mapa asta pare foarte faină și cred că o să asistăm la cea mai frumoasă mapă pe care am primit-o eu. Ce face chestia asta? Ok, deci am ales varianta aia mai ușoară, am zis, bă, poate mă scapă, poate o cale de scăpare și aparent era o cale care mă omora. Bă, asta e destul de complicat, că încep să mă enervez. Uite, încep să mă enervez și nu mai mi-este absolut nimic, adică... Ok, e un pic lăguț și de ce e lăguț că nu sunt pe niciun fucking server, gen, să lăgurească și prostesc. Bă. Mor, efectiv nu pot să trec, cred că am, nu știu de ce, dar cred că am puțin lag. Că văd că are puțin delay. Bă, eu îmi bag piciorul în iatel. A, ce bou sunt. Ce bou retardat sunt. Adică eu, în loc să mă duc în continuare. Bă, ori nu merge să trișez, ia stai. Nu merge să trișez, aparent cred că iau foc. Da, chiar dacă sar peste tot iau. Chiar dacă sar peste tot iau foc, așa că o luăm încet, încet pe aici. N-am, deci efectiv eu nu pot să trec, nu știu cum am trecut prima dată. Pe cuvânt, dacă înțeleg, cum am trecut eu prima dată. A, uite așa am trecut prima dată. Lol, deci eu chiar am trecut de chestia asta. Bă. Ok. Deci până acum tipul ăsta efectiv își bate joc de mine. Deci tipul ăsta până acum își bate joc de fatine și ăsta e doar primul nivel. Eram fericit acolo. Mama, am trecut de tot. Să vezi ce bun sunt. Să vezi ce bun sunt și când mai iau damage la o chestie care mi-a dat trec. Ok, cred că asta trebuie să se și întâmple. Serios. Băi, eu am calculat altfel toți pașii aia. Mă așteptam gen să cad înainte să încep eu să fug. E că am prins șmecheria. Ok, și acum o iau la fugă. Ok. Am trecut. Ai terminat, don't take damage.
Holy, și se șterge butonul și apare pe următoarea, level 2, parkour. Ok, în acest nivel trebuie să faci parkour, evident, dar cu anumite efecte. Nu sta pe marginea blocurilor cu efectele. Albastru de jump, galben speed, gold spawn point, maro wii și verde glitch, ce? Ok, deci ăsta îmi dă jambus, nu? Ok, am murit, hai că am început. Bă, oh, lol, te dau automat. Bă, s-i-o retardat. Ok, ăsta... ceva speed. Hai că nici nu e greu ăsta de făcut, chiar deloc, doamne ferii. Încă am lăguriște puțin pe mapa asta pentru că... sunt o grămadă de chestii, dar nu e vina lui, e vina laptopului meu, ăsta slab. Bă, ești prost. What the fuck? Băi, efectiv, eu mă dau cu capul. Și cum fac să nu mă mai dau cu capul? Ia stai. Cred că trebuie să ar de pe marginea marginii. What the fuck? Nu. Știi ce? Uite, mă duc eu până aici. Uite, efectiv nu mai merge, nu știu ce pana mea. Ia stai. Ok. Bă, eu sunt... Bă, tipul ăsta e genial. Uite, uite ce se întâmplă, mă răsucește. Ce nu... Eu am mâna de pe tastatură, îmi pare rău că n-am webcam acum. Aparent există așa ceva în Minecraft? Aparent da, există așa ceva în Minecraft. Opa! Să-mi bag piciorul. Ce are purple? Spider-Man, cine naiba sunt? Lol, deci... mapa asta e genială, n-am ce spune. Efectiv e genială, genii fucking gală. N-am ce să-i reproșez. E holy shit. Deci Sebi, ai tot respectul meu și tipul ăsta merită toate like-urile voastre. Deci toate like-urile voastre. Bărcuță time. Ia. În acest nivel trebuie să te ferești de obstacole. Clic aici dacă ți se spar barca. Lol. Și în altă barcă, ce tare. Holy shit. Ne ducem cu barca la înaintare. Ok. Bă, dar mă dă și de la început, nu-i corect. Deci eu aici nu trebuie să mi se spargă barca. Nu te sparge cu metre. Bă, sper că am intrat pe versiunea bună. Sper că 1.8 era. Stai, ce? Bă, cred că asta e destul de complicată. Adică, what the fuck? Bă, complicată, dar să-mi bat picior dacă am mai văzut pe vreo mapă atât de șmecher să fie făcut. Cred că va fi una dintre cele mai frumoase mape din istoria mapelor pe care le-am jucat eu. Nu? Nu iar am crezut aici. Bă, e destul de complicat. E destul de complicat pentru mine să fac prostii de-astea. A, mi s-a spart. What the fuck? Bug. Ai întâlnit un bug. Lol, deci tipul ăsta și până și bugurile le-a luat în considerare. Bă, ce-i drept, se pricepe, n-ai ce să-i reproșezi. N-ai ce să-i spui, frate. Și orice eroare ar avea mapa, deși n-a avut niciuna, n-ai ce să-i reproșezi, frate, când vezi ce face în Minecraft. Așa, bine că am încetinit aici un pic. Să mai spui că Minecraft e un joc de copii și nu poți face absolut nimic. Știi ce? Mă duc eu fără barcă aici. Că nu, chiar nu vreau să stau 10.000 de ore. Oh! Nu, ce facem? Am zis ce trebuia să fac, dar pot să jur că eu nu o să fac așa ceva în veci. Și să mă duc pe asta, îmi cer scuze, dar mi se pare destul de greu să faci să fac nivelul ăla. Și nu, nu stau, nu vreau să pierd o grămadă de timp, așa că trecem mai departe.
La tier cu arrow, sper să nu te superi, sper să nu se supere nimeni. De ce n-am arc? A, am primit arc, lol, ce retardat sunt. Tir cu arcul. Lol. Lol. Aparent, cred că oriunde aș da se transformă aia. A, nu, ok. Nu știu de ce am avut impresia că oriunde aș trage se transformă. Și asta de sus e ultima? Lol, ce tare! Deci aparent după ce toate astea erau împușcate, de-abia atunci se... De-abia atunci apărea pressure plate-ul ăla. Level 5, escape. Hint, hint, ia hint. Apasă E. Lol, mai găsit. Ok, nu cred că trebuia să fac chestia asta, dar... Ei, am terminat și de nivelul ăsta anumit test. A, stai. Mai am. What the fuck? Hint. Și că apasă aici când ai terminat. Hint. Scrie codul. Cuvântul cod. Stai, ce? Scrie cuvântul codul pe semn. Scrie codul. Doamne, deci cât am mai troll. Deci mi-am luat efect cel mai mare troll. Nu știam ce se întâmplă. Și aici ce scrie codul. Și eu trebuie să scriu doar codul. For fuck's sake. Asta trebuia să fac de la bun început. Doamne, mă, asta e troll rău. Ce am mai troll? Guys. Ok. Ne ducem aici. Aia nu face nimic. Apare... Acum m-a teleportat. S-a fost așa, gen, că m-a teleportat. Ok. Iar m-a teleportat. Iar m-a teleportat. Hei! Ce fac cu asta? Sparg ăsta în două sabie. Omul... LOL. Bă, mapa asta e nebună. Să-mi bag piciorul. E nebunie curată ce se întâmplă cu mapa asta. Bă, deci tipul care a făcut mapa... Perfect, acum întoarce-te. What the fuck? Deci, efectiv, tip... Nu ai voie să pui ordinea culorilor în chat, una, sau sub altă modalitate... În chat sau sub alte modalități, cred să așa, ele sunt deja puse într-un număr anume. Guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stai. Mă sună cineva pe telefon. Nope. Este conferință pe Skype, deci 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bă. Ok, repetăm. 1, 2, 3, 4. Cred că asta se referă că ele deja sunt puse într-o ordine anume. Ia stai. Deci vine așa. 1, Doamne, erau fix în invers, gen, eu începeam de la capăt. Ok, hai că am înțeles, cred că 1, 2, 3, 4, 5 și 6, nu. Cum sparg ăsta? Stai, trebuie să o iau iar de la capăt. Bă, mapa asta e destul de complicată pentru înțelegerea mea în momentul actual, însă mă distrug cât de cât. Oricum, este genială mapa, n-ai ce spune. Ai terminat nivel, bă, deci acolo mi-am luat cel mai mare troll, îmi scrie codul. Witch Battle. În acest nivel trebuie să ba... stai, nu ai voie să... Așa. În acest nivel trebuie să te bați cu vrăjitoarea Machila, inspirat nume știu. Mult noroc, apasă aici ca să începi. Nu sta pe cauldron.
Ce Calderon? Cine îndrăznește să mă deranjeze? Atunci să fie, așa să fie. Holy shit, holy shit. Mi-au dat să zac. Ce-am făcut? De ce se mișcă totul? Ce aici? Deci vrei să ne jucăm? Nu, deci își bate joc de mine, nu-i corect. Ia uite ce-mi face. Holy fuck, mai am murit. Lol, deci tipul care a făcut mapa asta... L-am bătut, red. Nu! Vei plăti pentru asta! S-a deschis portița crăterea aici. Ok, deci asta a fost mapa, nu? Am și o întrebare, voi vedeți? Ter command blocuri sunt aici. Deci, bă, dacă la mapa asta vreau să strângem 500 de like-uri, 600, 700, 1000, 1 milion de like-uri, deci mapa asta merită cele mai multe like-uri de până acum. Deci toți abonații care se uită la acest clip să dea un like, deci mapa asta pot spune că îi dă nota 100.000, deci nu știu. Cred că e cea mai frumoasă mapă, se numește Complex, pe care am primit-o până acum. Game Mode 3. Uitați ce frumos și skin-ul meu și frumos în spate așa cu Beacon. Câte command blocuri sunt, mulțumim, deci vreau ca la acest tip să strângem sute de mii de like-uri, nu știu cât mai multe. A fost o mapă excelentă și da și un share mai departe să vadă toată și toată lumea merită să vadă acest episod. Ok, îți mulțumesc Seb enorm pentru mapă, nota 100 plus, mai vreau mape de la tine. Și vreau să vă scrieți părerea în comentarii. Eu am fost GeoStyle, iar noi ne auzim data viitoare. La revedere!